The Duke of Edinburgh's International Award a fost inițiat de către Alteța sa regală Prințul Philip al Marii Britanii în 1956, fiind prezent în peste 140 de țări la nivel mondial. În România, programul este patronat de către Alteța sa regală Principesa Moștenitoare Margareta a României și susținut de Ministerul Educației Naționale. Un tânăr, în momentul în care se decide să intre în program și să-l parcurgă, își alege unul dintre cele trei nivele, bronz, argint și aur, iar pe măsura nivelului el face o serie de activități din cadrul la patru secțiuni. Voluntariat, pe perioade de 6 luni, de 12 sau de 18 în funcție de nivel, o activitate de care se desfășoară abilitate personală, de exemplu să învețe să cânte la un instrument muzical, să-și îmbunătățească o limbă străină, poate, diverse alte activități, o activitate din cadrul secțiunii de activități fizice, îi spunem noi, și o activitate de aventură foarte plăcută tinerilor. Asta înseamnă că, din nou, în funcție de nivel, ei se pregătesc, parcurg o serie de training-uri, cum este prim ajutor, orientare, cățărare, montare cord, să gătească singuri în natură, iar apoi, la finalul acestui training, parcurg o călătorie împreună cu echipa lor, fără telefon, în natură, învățând să se descurce singuri pe perioade de 2 zile și noapte, de 3 zile și 2 nopți, de 4 zile și 3 nopți, din nou în funcție de nivel. În cadrul programului cu ajutorul unui lider adult, tinerii participanți stabilesc obiectivele în patru arii de dezvoltare: voluntariat, domeniu care presupune realizarea de servicii în folosul comunității, activități fizice, prin care tinerii se pot dezvolta într-o arie sportivă sau dans, aptitudini, prin care tinerii învață o serie de deprinderi practice și sociale, expediție, domeniu care reprezintă planificarea, antrenarea și realizarea unei călătorii. Programul durează între 1 și 4 ani, în funcție de ruta aleasă. Toate programele trebuie finalizate de participanți până la împlinirea vârstei de 25 de ani.